Salutare și bine v-am regăsit! Eu sunt Alex și astăzi am să vă arăt cum puteți juca orice joc de pe PlayStation 4 direct pe un desktop sau un laptop. Cu siguranță multora dintre voi i s-a întâmplat de foarte multe ori să nu poată avea acces la televizor din cauza unui membru al familiei sau a unui prieten. Însă, mulțumită softului PS4 Remote Play, putem folosi consola chiar dacă altcineva folosește televizorul într-un alt scop în afara gamingului. Pentru acest lucru, vom avea nevoie să descărcăm softul PS4 Remote Play. Haideți să vedem cum se face! Așadar, primul pas pe care va trebui să-l facem este să descărcăm softul PS4 Remote Play, versiunea de Windows, respectiv Mac. În cazul meu, voi selecta varianta pentru Windows. După ce am descărcat softul, facem dublu click pe acesta și prima opțiune va fi să alegem limba în funcție de preferință. Eu am să o las pe cea default, respectiv engleză. Click OK, click Next. Va trebui să facem click pe I accept the terms. Acest lucru este necesar pentru a continua cu procesul de instalare. Click Next. Click Install, programul se instalează, după aceea vom regăsi programul instalat pe desktopul calculatorului, facem dublu click, în acest moment programul rulează. Va trebui să facem click pe Settings pentru a seta anumiți parametri. Vom alege rezoluția și anume Best 1080 Progressive. Iar la final vom alege Frame Rate-ul și anume vom selecta Maximum. Click pe OK. Cel de-al doilea pas este să pornim consola PS4 și să ne asigurăm că avem activat opțiunea Remote Play, pe care o regăsim în Settings, Remote Play, Connection Settings. Cel de-al treilea pas este să deconectăm controlul de la consola PlayStation 4, iar pentru acest lucru va trebui să mergem în Settings, Devices, Bluetooth Devices, să alegem controlul pe care intenționăm să-l folosim la calculator și îl deconectăm. Iar cel de-al patrulea pas și ultimul este să conectăm controlul la calculator. Pentru acest lucru vom avea nevoie de un cablu micro USB. Micro USB-ul îl conectăm la controller, iar USB-ul la calculator. După ce conectăm USB-ul la calculator, revenim la programul PS4 Remote Play și facem click pe Start. După ce am făcut click pe Start, va apărea o fereastră în care va trebui să introduceți userul și parola de la PS Network. După ce ați introdus datele și v-ați logat, sunteți gata să folosiți consola PlayStation 4 direct pe calculator. În cazul în care nu vă descurcați, vă rog să mă contactați folosind sistemul de mesaje sau comentând și am să vă răspund cât mai curând posibil. Vă mulțumesc pentru răbdare, până data viitoare!